Multe teme pe care societatea le-a fixat și pe care politicienii nu au reușit să le transpună deocamdată în realitate, cu alte cuvinte, așteptarea publică și electorală este foarte ridicată, în timp ce noi consumăm încă energie și timp pentru a ajusta diferite orgolii individuale și pentru a da o sterilă bătălie a protagonismelor. Nu cred că avem nevoie de acest lucru, ci mai degrabă, sub presiunea calendarului electoral, trebuie să apăsăm pe accelerație, nu nebunește, ci cu maturitate, cu prudență, astfel încât în câteva luni, aș spune, să fim capabili să configurăm un proiect de dreapta național, inclusiv, care să acomodeze într-o formulă nouă toate aceste sensibilități, grupări, partide politice, sindicate, patronate, ONG-uri, personalități academice sau din diferite corpuri profesionale, care să poată fi reunite în jurul unui program, a unui decalog politic, a unui set de comandamente minimale, de care depinde fără îndoială stabilitatea politică, atractivitatea internațională și capacitatea României de a continua reformele. Reforme necesare, prea multă vreme amânate, știm acest lucru. Ele au provocat extrem de numeroase pagube colaterale, au decredibilizat instituțiile, au pus până la urmă într-un grav pericol însă și ordinea democratică. Și cred că vremea reconstrucției este aici. Avem cu toții maturitatea de a ne înțelege unii cu alții și de a conveni pe niște principii și valori pe care cu adevărat le împărtășim, baza unei acțiuni politice unitare și, sper, din toată inima, victorioase anul viitor. Avem în față probabila comasarea celor două rânduri de alegeri. Avem actori consolidați, dar cu riscul de a rămâne în izolare, e și chiarul politic și mă refer la propriul meu partid, dar și actori noi, cum e Noua Republică. Îl asigur pe Mihai Neamțu că, sau pe Sebastian Lăzăroiu, pentru că văd că titularul mișcării nu este încă definit. Îl asigur de toată solidaritatea noastră și în același timp îl previn că se va lovi, ca și alte noi figuri intrate în politică, printre care subsemnatul, de cinism, nesimțire, grobianism, scepticism artificial, lipsă de colegialitate, invidie, gelozie agresivă, subversiuni și tot felul de diversiuni, mai mult sau mai puțin mediatice, care pot dezarma și un elefant. De apoi, o tânără formațiune, o falangă atât de fragedă. Însă, asta nu înseamnă că ei, Noua Republică, prietenii noștri, nu vor putea face saltul de pe net în realitate, că nu vor fi sprijiniți și că nu avem nevoie de ideile lor, de prospețimea lor intelectuală și de... Până la urmă, libertatea pe care ți-o dă faptul că nu ai prea multe de pierdut. Dar ai foarte multe de câștigat. Și, prin urmare, fără lozinci, vă invit pe toți cei de față să ținem aproape în următorul an, să ne fixăm un calendar de construcție a acestei mari formațiuni originale, cum am spus, care nu este neapărat o coaliție de partide, ci o coaliție de valori și de interese în slujba binelui comun. Cred că avem datele pentru a face acest lucru, în special pentru că adversarii noștri politici ne ajută atât prin dezarticularea lor doctrinară, prin lipsa de figuri noi în prim planul vieții politice, prin lipsa de inițiativă și de idei și prin confuzia doctrinară pe care o menține în mod genant actuala lor încropeală.